Avem astăzi onoarea și plăcerea să găzduim o expoziție extraordinară pe care o așteptăm de 2 ani de zile la Alba Iulia și am reușit în sfârșit, sau mai mult de 11 ani, de 10 ani, de ceva așa. Am reușit în sfârșit să găzduim acest prototip de avion Vlaicu 2 plus o grămadă de mărturii și documente care sunt expuse aici în dreapta mea. În primul și în primul rând, în numele primăriei și a Consiliului Local, mulțumesc celor doi domni, celor 6 domni care au venit astăzi și ne-au adus aceste lucruri minunate. Domnul comandor și profesor, sper să nu greșesc, Gheorghe Coman, da. Și domnul Laurențiu Buzenchi de la Cluj, a cărui oaspete a mai fost cu ocazia deschiderii expoziției de la poarta 3 a cetății, da? Deci pe domnul cred că îl cunoașteți. Eu nu pot decât să le mulțumesc că au venit la Alba Iulia. Îmi pare rău că nu este mai multă lume, îmi pare rău că nu putem ține expoziția mai mult de o zi, dar e un început și sunt convins că dânsii vor reveni în anul 2018, când sărbătorim 100 de ani de România, da? Și vom găsi o zi specială în care să și comemorăm pe Aurel Vlaicu, pionierul aviației românești, și să facem o dezbatere mai largă, mai amplă despre tot ceea ce s-a întâmplat atunci și despre toate realizările lui și de ce nu a aviației și aeronauticii române, cu care, zic eu, pentru că avem oameni cu care ne putem mândri. Vă mulțumesc și aș da cuvântul domnilor.